Bun găsit, dragii mei! Astăzi m-am gândit să facem o rețetă foarte ușor de realizat și foarte bună. Ciuperci pleurotus, pane, șnițele. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Avem nevoie de ciuperci pleurotus. Eu vreau să vă spun că aceste ciuperci le-am cules eu din pădure. 3 ouă. Ulei, eu am 200 de mililitri, 50 de mililitri de lapte, făină, un praf de sare, un praf de piper, un praf de curcuma. Deci mai întâi punem ouăle la bătut. Ouăle s-au bătut. Adăugăm acum și sarea. Adăugăm și piperul și pentru că folosim piper, eu m-am obișnuit așa, folosesc și puțin curcuma. Nu schimbă absolut deloc gustul, ba din contră e foarte bună, e foarte sănătoasă pudra de curcuma. Adăugăm și laptele. Începem să adăugăm din făină. Facem ca o cocă de clătite, exact ca de clătite. Deci nu schimbă cu nimic. Am pregătit coca de șnițele. Este ca de clătite. Am pus uleiul într-o tigaie la încălzit și așa am tăiat și ciupercile, cele care au fost mai mari le-am tăiat și le-am făcut mărime potrivită pentru un șnițel. Cele care au fost mai mici le las așa. Luăm câte o bucățică de ciupercă și o dăm prin compoziție. Eu o fac cu mâna. Și o așezăm în tigaia în ulei încins. Întoarcem fiecare șniță. Așteptăm să se rumenească și pe partea aceasta. Șnițelele noastre s-au prăjit, s-au rumenit foarte bine. Sunt o bunătate. Dacă nu găsiți dumneavoastră în pădure, puteți să cumpărați de la magazin, e același lucru, sunt la fel de bune. Puteți să faceți și piciorul căprioarii sau ciopârtană, cum se mai cheamă, sunt la fel de bune. Eu consider aceste ciuperci mai bune ca orice șnițel de carne. Deci nu, nici nu se compară, nu există grad de comparație. Continuăm așa cu toate șnițelele.
Am prăjit toate jnițelele, le-am așezat pe un platou cu șervete de hârtie ca să absoarbă uleiul rămas. Șnițelele noastre sunt gata, sunt foarte gustoase. Eu vă rog din suflet să le încercați și dumneavoastră să vedeți cât de bune sunt. Eu am ales să le mănânc de data aceasta cu un orez și cu salată de varză roșie cu mărar. Vă rog din suflet să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate videoclipurile mele. Vă doresc multă sănătate pe data viitoare la un alt videoclip. La revedere!